Dualitatea este o iluzie, numai că, la nivel perceptual, noi împărțim realitatea experimentată în opuși. O împărțim în bun, în rău, în pozitiv, negativ, plăcut, neplăcut, avantaj, dezavantaj și așa mai departe. Cunoaștem cu toții foarte bine această împărțire duală. Prin prisma acestei împărțiri duale, ce se întâmplă foarte des este că oamenii experimentează tot felul de situații, mai mult sau mai puțin dificile. Experimentează situații care îi deranjează, îi fac să simtă o oarecare situație de disconfort. Trecând dincolo de faptul că o situație în sine și prin ea însăși nu are niciun fel de capacitate, să ne facă pe noi să ne simțim în vreun fel. În filmulețul de astăzi am simțit să vin cu trei recomandări care pot fi aplicate de către oricine cu succes pentru a depăși momentele dificile din viața lor sau pentru a-și armoniza pur și simplu experiența de viață. Și avem următoarea situație. Apare un anumit eveniment spre experimentare. Un anumit potențial din de non-manifestat devine manifest. Și noi îl trăim, ne aflăm acolo, în interiorul și în cadrul lui și îl experimentăm. Se prea poate să simțim din când în când disconfort atunci când experimentăm ceva. Pentru a trece mai ușor peste acel disconfort care este de fiecare dată mental, repet, situația nu poate genera prin ea însăși. Un anumit răspuns emoțional sunt de fiecare dată gândurile, blocajele din minte, energiile stagnante, emoțiile blocante, cele care generează acea percepție de disconfort. Dar ea, dincolo de faptul că este o percepție, pare cât se poate de reală. Și oamenii caută soluția pentru cum anume să depășească acel moment. Ei bine, acel moment poate fi depășit și de către tine, cel care privești acum acest filmuleț, urmând trei recomandări foarte simple. Acestea sunt 1. Dă-ți voie să te întrebi ce am de învățat din această situație. Fiindcă noi, atunci când simțim acel disconfort la nivel de for interior, tindem să spunem despre situația respectivă, că este rea, că este neplăcută, să o respingem, să ne întrebăm cine are de câștigat și cine are de pierdut de pe urma situației și așa mai departe. Însă, de fapt, ne putem adresa o întrebare foarte simplă care schimbă puțin contextul. Iar aceasta este: ce am de învățat de aici? Din orice, dar din absolut orice putem învăța ceva. Iar dându-ne voie să vedem universul în care trăim ca fiind plin de oportunități de învățare și dându-ne voie să vedem fiecare situație de viață ca o oportunitate de a învăța ceva, vom trece mult, mult mai ușor peste toate blocajele pe care le experimentăm în viața noastră sau peste toate momentele de mai mic sau mai mare disconfort. Mergem mai departe, la punctul 2 sau al doilea posibil pas, care spune așa, este o invitație de a ne, rea, de a ne reaminti ceva, să ne reamintim așadar că fiecare experiență de viață este un dar din partea Divinului să ne amintim că simplul fapt că ne aflăm în viață este un dar din partea Divinului și să ne amintim că absolut tot ceea ce este experimentat este iarăși un dar din partea Divinului. Perceptual, nu s-ar putea să ne se pară că este rău, că este negativ, că este nepotrivit, că nu ne dorim, că ne opunem sau că opunem rezistență lucrului respectiv. Însă toate acestea sunt un derivat din aparență și din iluzie. De fapt, totul, fiecare experiență de viață, este un dar din partea Divinului. Iar amintindu-ne acest lucru, putem privi situațiile de viață ca atare, iar asta ne va face curgerea prin această viață și în realitatea subiectivă experimentată, să experimentăm o curgere mult mai naturală, la unison cu viața. Și a treia chestiune este legată de recunoștință. Odată ce acceptăm că viața este un dar divin, putem să ne conectăm și la această energie armonioasă a recunoștinței și să radiem recunoștință pentru darul pe care l-am primit. Rezumând astfel și concluzionând acest filmuleț, peste orice situație de viață, indiferent dacă este mai puțin dificilă sau mai mult dificilă în percepție, se poate trece foarte ușor urmărind trei recomandări. 1. Să ne întrebăm ce avem de învățat de acolo și să vedem Universul ca pe o oportunitate infinită de învățare. 2. Să ne amintim că experiența respectivă este un dar din partea divinului, chiar dacă nu înțelegem care este darul și de ce ne-ar dărui cineva acel lucru pe care noi îl percepem ca rău sau ca negativ, dar ne amintim că este un dar și că răul sau negativ este o percepție. Și trei, exprimăm recunoștință pentru darul respectiv. Și o să vezi că îți va fi mult mai ușor să depășești orice context sau situație, indiferent de felul în care ea se prezintă. Atât pentru astăzi, iar până data viitoare îți doresc să trăiești în iubire, adevăr și lumină.